Ciahlău, Piatra Neamț s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, cel de-al cincilea meci de verificare din această vară, susținut în deplasare în fața colegiei de eșalon, SC Bacău. La pauză, cele două formații se aflau de asemenea la egalitate, scor 1-1. Golurile oaspeților au fost marcate de Căruță pentru 0-1 și Barb, care a egalat în minutul 76 pentru 2-2. Ambele formații au încheiat al doilea amical la egalitate, după ce în urmă cu 10 zile la Piatra Neamț a fost 1-1. Util în primul rând, gândind la chestiuni de omogenitate, mai ales și în al doilea rând ne bucură să constatăm că ușor-ușor băieții se pun pe roate, mari perioade din joc am dominat și am practicat un joc destul de frumos. În partida de pe terenul Letea, Ceahlăul a folosit următoarea formulă de echipă: Calancea, Vlaicu, Masela, Cazan, Margină, Tabacariu, Stana, Popadiuc, Ștefănescu, Căruță și Nedelcu. După pauză au intrat Barna, Pintilie, Călin, Gheorghiu, Ichim, Mateciuc, Stahie, Balint, Barb și Bobric. Autorul golului 2, Barb, provine de la juniorii Ceahlăului, joacă mijlocaș și atât el cât și ceilalți tineri din lot pot fi soluții utile pentru echipă în noul sezon. Este mijlocaș, nu neapărat atacant, cu abilități bune de scorer. Și el, și Pintilie, și alți câțiva jucători au un deosebit potențial intrinsec. Rămâne să depindă de noi pentru a le asigura cele mai bune condiții în vederea, știu eu, devenirilor ulterior. Ultimii sosiți, Cazan și Stana, s-au impus rapid în formula de bază propusă de antrenorul Costel Ilie. Va fi grea integrarea lui Stana și a lui Cazan? Nu ar trebui, pentru că ei cunosc deja locul, condițiile. Este adevărat că vor trebui să joace în compania mai multor tineri decât au făcut-o până acum, dar nu cred că la experiența și valoarea lor asta e o problemă. Ceahlăul a susținut până acum 5 meciuri de verificare și a înregistrat 3 rezultate de egalitate, un succes și o înfrângere.